crezi că o să-l prind o leacă în sperat, dar el sraza s-a trădat. Da, dar tu... Care ochi la șafă. Și ai rotat în clasă de primare, la caligrafie, am o dacă pe asta. Că dacă ești mai breaz, încearcă partea și el altă, mai aia cu ala. Ce? Păi tu mai bine. Ei? Noi facem concurs acum de lozinci, care e mai șmecheră. Care e mai barosană, da? Da, frate, he-he, mâncă-te. Încercați ce pula mea să ne cenzurați renumele. Sticla sus, jointul sus, curg rimele. Noi vrem, cântăm și nu iertăm curvele. Încăți din moralele. Scrie-te acolo curvele. Sunt o regată criticilor ce joacă pe cerebel. O să lap narcotic, rock, cânt la optic. O ce pistă optic, când vă ce face optic. De vechiul vă scris, curve mă de vechiul. Știu ești cu așa e. Are dați-mi două curde, fel fața mama soare. 20 de centimetri e numele. Litera dificilă. Încercați ce pula mea să ne cenzurați renumele. Sticla sus, jointul sus, scurt rimele. Noi vrem, cântăm și nu iertăm curvele. 20 de centimetri e numele. Încercați ce pula mea să ne cenzurați renumele. Sticla sus, jointul sus, scurt rimele. Noi vrem, are admirator fare. Dați-mi bani și dispar. Urmări de trei fanfare militare. Rup proștia să mă inspire în continuare. Că omor prostia poate fi posă în valoare. Urma mea cade greu, eu cad în picioare. Început. Dă-i una. Fetele de regulă așa pătă. Îi dau un pumn și apiu înapoi. Oh. Ne-am înțeles. Oh, oh. Ești moști. Ori și citești eu. Crezi? Da. Talmudul. Vreau să nu imagine. Gata, hai. Nu vreți mai stați? Goodbye. Pa. Hai, ne vedem la eveniment. Vedem mâine, da. Și eveniment. Voi puteți produceți eveniment acolo, venind cu bambi, cu chestii. Mâine ne vedem. Mă rog, pa. Plecat.
pela Salvadora Libre Nostre. Todos os navios da Lop, posto Luiz Lebrando, maluco no convenito. Deschegou-se o capo de lor provável. Organização non-politic, non-profit, non-religioso. Sentimos revoltados, sentimos indignados. Demunhas de todos. Coletamos-se na torre, porque foi apropriado-se pastas da IT, simulados, ao enterrar para este homem e se matar dentro, desse na torre. Stimați concetățeni, fiți freși,
scrisă alături de noi, vocea dumneavoastră va fi auzită, nu numai aici la acest microfon liber, el este dispus oricui. Este obligat să implementeze valori democratice aici, în acest teritoriu. Astăzi ne-am adunat aici pentru ca să protestăm în fața celor care nu vor să ne înțeleagă, pe care nu-i doare de soarta noastră, pe care nu interesează cultura. Liviu Răbrean a fost și va fi un scriitor de excepție. Noi îl stimăm foarte mult, chiar dacă au trecut mulți ani de când nu mai este printre noi. Și vom lupta ca bustul lui să fie adus înapoi, unde este locul lui, acolo pe Aleea Clasicilor. Și vom lupta ca operile lui să fie studiate mai aprofundat. Precum vrem ca și monumentul lui Paicei să fie adus. De acolo se trage națiunea noastră, de la romani. Și nu vreau ca lumea să uite asta. Vă mulțumesc frumos și cred că veți fi alături de noi. Domn Anatol! Acest microfon este accesibil oricui, este liber, este adus de organizația neguvernamentală. Hai, hai, parc! În acest moment, în această clipă, în acest loc, se petrece o manifestație, o miting autorizat de primăria Chișinău. Se distribuie gratis, puteți să vă apropiați și să intrați în posesie. Citiți, meditați, veniți cu opiniile, cu propunerile undeva, cu sugestii, dar și cu critici, de ce nu, că să facem și mai bine, să fie un conținut și mai bun. Oricine poate interveni cu comentarii la opiniile care sunt postate pe internet. Vă anunțăm tot aici. Acum de 3 ani de zile, mai colectăm pe semnături spre lupate. Vă mă informez că de ani de zile mai este lansat și un concurs cu denumirea aici, în care an, în care zi, va fi instalat bustul lui Răbreanu, va intra în posesia a unui mare premiu, care nici noi încă n-l cunoaștem, fiindcă nu știm când va fi instalat bustul lui Răbreanu. Deci grăbiți-vă, apropiați-vă, participați! Vă dorim mult curaj! Fiți sfințiți cetățeni liberi într-un stat liber! Cel puțin, haideți să-l creăm să fie stat liber și să ne simțim liberi în el! Basarabi, ia ca eu când eram ca voi în 44, în timpul războiului, când bolșevișii se apropiau de Basarabia, pe noi din Chișinău ne-au refugiat în Banat, la Timișoara, eu acolo am fost refugiat. Mi-au primit românii cu pâine și cu sare, m-au învățat 8 luni de zile, m-au educat, tot, ca un tata meu, ca un părinte.
Când ne-am îmbarcat pe un tren personal în Timișoara, un capitan român bătrân așa s-a adresat: frați basarabeni, vă doresc drum bun, să găsiți vietrele voastre în regulă. Și nu uitați, frați basarabeni, că sângele apă nu se face. Bravo! Alăturați-vă, vă rog frumos! Noi luptăm pentru dreptate, sau nu? Da! Da! Să nu uitați în ce țară trăiți, oameni buni! Care este? Uitați-vă cine ne conduce, măi băie! Uitați-vă în jur! Vedem oameni bogați, vedem oameni săraci! Vedem atâta nedreptate! Atâția polițiști în jurul nostru! Trăiască comuniștii! Dar uzi că ați nedreptate, tine, la egalitate. Alăturați-vă! Să știți că nepăsarea e cel mai mare handicap. Care este? Da. Păi ies cheamă la noi. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. La noi pe înaltul plai, mărețul soare, nu pentru noi răsare. Pentru boșănici. Întras, e mult de atunci, e mult nepoate, ca prin vis le văd pe toate. Întrasă sabia în sat, jaf, pârjol și praf. Bravo! Bolșevicii când intră. Durle. La noi. Dar vă povestesc la noi și... La noi în sat e hram, vineri. Doamnelor și domnilor, oameni buni, gospodari și gospodine, chișinăuieni și oaspete capitale, vă invităm încoace mai aproape ca să comunicăm, ca să ne spunem durerile și să aibă cine ne asculta. Pentru că sinistrul inculturii Artur Cozma nu vrea să ne audă, nu vrea să ne asculte, nu vrea să ne respecte drepturile. De 3 ani de zile interzice instalarea bustului lui Liviu Rebreanu. Considerăm că astfel ne încalcă un drept fundamental, dreptul la exprimare prin cultură. De asemenea, de un an de zile e scoasă Lupoica din fața Muzeului de Istorie. Și acel monument e un simbol al culturii noastre, un simbol al latinității. Credem că prin aceste gesturi ministrul culturii execută ordinul Partidului Comunist de a intimida, de a marginaliza cultura românească din Basarabia. Să ne împotrivim, să luptăm cu ei, să le cerem demisia, să cerem respectarea drepturilor noastre. Veniți cu noi, e un miting autorizat, inițiat de Hyde Park și legalizat de primărie. Vă așteptăm până la ora 7, veniți cu noi, semnați. Citiți ziarul nostru, se distribuie un ziar gratis, se numește Curaj. Ca să zic așa. Poate șeful vrea să fac cu noi a doua la toată. Ai zis că găbuia mușa. Păi, dar nu poate mânează. Fața lui Stefan. Domnule. Gata. Care este? Copa în costul mai rău. Dar s-au pus să înțeleg. Deci, ei se pronunță împotriva
marului scriitor român care a contribuit la deșteptarea noastră națională și ne-a dat o hrană spirituală necesară zilei de astăzi. Și cred eu că ăsta e motivul, ca noi oamenii care ne lumează nouă mințele și sufletul să fie busturile lor instalate la loc de cinste, pe aleea clasicilor. Și atunci când nu vor siniștrii, miniștrii, dare vreo jumătate oară măcar, mai punem o felie de pâine în gură și o cană de apă, și după asta vă explicăm mai pe larg și vă îndemnăm să vă susținem, susținem. Vă cred. Я у нас грейд, я дам газету, которая листа прессе, счеты. Счеты. Там парюк у нас вот сейчас. Мы на сюда про FM. Я вам вруби. Потребуй сме дам репортофон, как завем доваду, компромисс. Страхостури Репульши Молдова, Думнятари, Айчитати, Ешнематан Пиаса Мария, Думер Национали, în apropiere de monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, la un duel verbal cu reprezentanții, unii reprezentanți ai societății civile, membri ai ONG Hyde Park, dacă binevoiți, puteți să vă exprimați într-un limbaj decent, vă rugăm, nu vă rețineți, că la orele 19 expiră termenul nostru timpul pus la dispoziție de către primăria Chișinău. Noi vom aștepta de la ora 9 până la ora 17. Mai aveți o jumătate de oră, dacă nu, deci nu ne rămâne să trecem la un alt limbaj de parte de Ministerul Culturii, dar nu cred că dumneavoastră gândiți mai bine și aveți un limbaj mai... Cum spune, ele... decent am spus. Elefant! Elevant, da? Spirituală. O ură față de literatura română. O ură chiar și față de literatura care a apărut în Basarabia. Dacă reușim vreo poză, ca să fie cacate. Noi vă chemăm, vă așteptăm să dovediți contrariul, că sunteți într-adevăr ministrul culturii. Am vrea să credem. Ați revenit, Mătcă? Ați revenit? Dacă au revenit, dacă am revenit. Mai vă mulți culturare, stați ai nici pe limbă. O să dispară treptat. Este autorizat până la ora 19, mai avem 520 de minute. Puteți să vă apropiați, să vă exprimați, să demonstrați curajul. Dacă nu ce-am putut să vă luați, după aia ai să spui. Aveți dreptul la informare. Nu m-ați zăindit, am spus, lasă-mi să termin automat. Aveți acest drept constituțional și am putut să vă informați de ce suntem aici, de ce participăm. Deja abordăm această problemă de 3 ani de zile. Problema e cu barbă. Ei rămân surți aroganții noștri, iubiții noștri, leșii noștri. Matacalo! Primarii noștri. Ce faceți, doamnă? Спины.
puțin au ieșit din casă și s-au oprit din mersul lor. Polițiștilor le mulțumim că de data asta măcar nu ne-au ridicat pe sus și nu ne-au șters înregistrările de pe cameră. Noi da, chiar nu știu cine am. Finish. La ce i-am spus, zic, domnul major și domnul colonel, zic, dar cum stăm la capitol rațiune? Bunul simț, ni băgați la colț acolo unde mai mult gaze, mai mult zgomot de automobile. Colb. Plus soare, soare care va fi toate 10 ore, de la 19 până la 19, acoace soare. A fost în beneficiul nostru. Da. Acolo ideal să... Da. Și am întrebat, cum stați la capitol rațiune, inteligenție și un bunul simț pus în față de protestatari? Hai, noi suntem mai tine, poate au rezistat, zic, am înhivat, zic, am... Era stabilit locul, nu? Era bine stabilit unde sau nu? Intersecția e un lucru general. Da. Așa, în general atunci stabilește el, nu? Da. Da. Uite, în căpățânile lor. De ce adică stabili ei? Păi hai, de-ați înainte numai la intersecție, să cerem autorizații. În lege clar este scris, doar 50 metri de la instituție vizată, știi? De protecție, păi, că arătat, nu aveți dreptul de pas. Eu zic, demonstrați mie aici linia fășei aceasta de protecție. Eu văd un trotuar, un loc public unde trec mii de oameni. Noi am distrus rachetele uragan și nu avem ciclon Catiușa. Mai mult ca atâta, noi ne stăm... rachete avem în arsenal și așa le-am distrus. Noi ne retragem spațiul mai încoace de linia centrală a trotuar, că să nu încurcăm nici chiar pietonii, să nu deranjăm. Atât. După ce am sporit vocea și am rugat să-mi prezinte legea unde e scris și despre fășia verde aceasta de protecție. Sigur că n-au avut invenții, de unde prezintă. Invenții pe loc ca să ne... Zic, de ce? Dumneavoastră, tot timpul agravați situația, tot timpul presați. Asta e meseria lui, băi. Depășiți... Trebuie să primești salariu, să ne facă nouă viață mai grea. Depășiți linia legalității de licență. Dacă nu va repara greșeală, de aici ne mutăm în fața președinței, că de acolo, de fapt, vine dirijarea. Aștia sunt niște marionete. Păpușarul șede în președinție. Păi, eu nu cred că Voronin are așa mare... Eu m-am mirat, azi a venit Moldova Suverană, oficiosul guvernului, Mold Press, agenție de stat, dar condusă de Reniță, și Basa Press, agenție privată condusă de Reniță. Și televiziunea lui, cum îl cheamă, Anatol Goile, TV7. Nu se mai tipul în simță ăștia. Dar cum e? Ăștia par mai pragmatici. Chiar comuniștii devin mai rezonabili. Decât ăștia, nu au venit fluxul, nu au venit nimeni din naționaliști ăștia. Ca excepție doar glasul națiunii, dar și acela mă ating întâmplător. Da, dânsa spunea că vrea să organizeze cineva din corespondenți de acolo la redacție, să vină, știi, să ia interviu, să facă poze. Literatura și arta la un protest al Hyde Park-ului. Da. Nu m-am mirat că a venit așa la acțiuni. După ce și-o dat seama nu, că probabil că... Nu câți în apatul când ai camera la o parte. Cred că da. n-avea pe cine și o întreba dacă... Nu-ți place de aia logicule? Dacă noi am filmat ceva, am fotografiat, dacă a putea lua de la noi niște poze. Desigur. Dar și așa la glasul noi tune vreau poze de la noi. Și am spus, da, internetul ăsta e plin, zic, sigur că o puteți lua. Mai mult ca atât au fost de la TV7, au fost de la Moldova Suverană. A, și dânsa au vorbit cu băietul, să-l tână. Dar știu, nici cineva de la Moldova Suverană? Da, da, da. Tu nu, cred că e scrisă în chineză. El o fotografia. Nu pe discurs. Dar a venit țara și băiețelul de la Mold Press. Și au spus, da, și la Mold Press, a venit și că noi o să plasăm materialul acesta. Mai este de la literatura și arta ca niște fetele astea bătrâne, bigote, știi, care sunt... N-ai ce să... Hyde Park e ceva mai incompatibil chiar decât cu Moldova Suverană. Păi, din momentul... Cuvincioșenia lor...